Ultimele cuvinte rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cruce sunt săvârșitul sa sau s-a săvârșit. Cuvinte care au conținuturi și sensuri foarte importante pentru viața noastră duhovnicească, pentru zidirea noastră duhovnicească și asupra acestor sensuri duhovnicești vom insista în cele ce urmează. Cuvintele acestea fac parte din cea de-a noua Evanghelie, din cele 12 pe care le citim în timpul slujbei Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, ele făcând parte în același timp din Evanghelia după Sfântul Ioan, și anume din capitolul 17, versetul 30. După ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos a gustat din oțetul care i-a fost dat într-un burete de către ostașii romani care îl păzeau pe cruce, el și-a plecat capul și, plecându-și capul, a spus săvârșitul sa, s-a săvârșit. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le rostește Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Ultimele cuvinte rostite de Mântuitorul în mod fizic, direct, umanității, deși el continuă până la sfârșitul veacurilor să ne vorbească în chip tainic, în multe chipuri, în multe feluri și în diferite feluri. Aceste cuvinte au trei sensuri esențiale și anume, întâi de toate, cuvintele săvârșitul sa vor să arate faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a încheiat viața sa pământească. Biologic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos moare în acest moment, își dă Duhul în acest moment. Când Mântuitorul rostește aceste cuvinte, vrea să ne arate că moartea sa este moarte reală, așa cum de altfel toate cele împlinite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos sunt reale și în chip deplin reale. Mântuitorul nostru Iisus Hristos se întrupează real, deci nu este o întrupare aparentă. Hristos Mântuitorul se sălășluiește printre noi timp de 33 de ani în chip real. Mântuitorul nostru Iisus Hristos moare real pe cruce, real înviază, real se înalță la ceruri. Deci, cu alte cuvinte, aceste zicere ale Mântuitorului, săvârșitul sa, vorbesc despre realitatea unui moment din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se adaugă altor lucruri reale pe care Mântuitorul le-a săvârșit până în momentul în care moare pe cruce. Săvârșitul sa. În limbajul obișnuit, în popor, se spune că atunci când un om moare, poporul spune că s-a săvârșit, arătând că a încheiat cu această viață pământească. În momentul în care Mântuitorul întemeiază Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, el le spune ucenicilor săi, ceea ce noi repetăm până la sfârșitul veacurilor în Sfânta Liturghie, le spune zicându-le, luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Deci, în mod real, Hristos ne oferă trupul și sângele său. Această realitate, ca de altfel toate realitățile pe care Hristos le-a săvârșit de la întrupare și până la înălțarea sa la cer, sunt comemorate, rememorate și actualizate în Sfânta Liturghie atunci când spunem că ne aducem aminte de toate cele ce s-au săvârșit pentru noi, s-au făcut pentru noi, s-au săvârșit pentru noi. Ne aducem aminte de cruce, de moarte, de înviere, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Deci realitatea lucrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos este reactualizată, la fel de real, în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Deci cuvintele săvârșitul sa, întâi de toate, ne trimit cu mintea la moartea reală a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, cuvintele acestea vor să sublinieze faptul că întreaga lucrare care a fost încredințată Fiului de către Tatăl a fost împlinită în tocmai, în mod deplin, fără cusur, fără vreo lipsă. În aceeași Evanghelie după Sfântul Ioan, din care citim de această dată în prima dintre cele 12 Evanghelii, din cadrul slujbei Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri, ni se spune, redându-se de fapt cuvântul Mântuitorului, cuvintele Mântuitorului, ni se spune în felul următor, ni se spun următoarele lucruri. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Deci, când Mântuitorul spune săvârșitul sa,
spune în același timp că și-a împlinit întru totul misiunea care i-a fost încredințată de Tatăl. În al treilea rând, cuvintele rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pecetluiesc o dată în plus, dacă mai era necesar, deși nu era necesar să se mai puncteze încă o dată lucrul acesta, că Hristos a ascultat în mod deplin și în smerenie deplină, ascultată de Tatăl. În Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel ni se spune că Hristos Mântuitorul s-a făcut ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte pe cruce. Deci acest săvârșitu-sa vrea să ne arate și faptul că Hristos Mântuitorul a fost ascultător de Tatăl până la capăt, până la moarte și încă moarte pe cruce. Cele două sensuri, al doilea și al treilea, la care am făcut referire, scot în evidență faptul că Mântuitorul a împlinit întru totul și a împlinit bine, în chip desăvârșit, ceea ce Dumnezeu Tatăl i-a încredințat să facă pentru noi și pentru a noastră mântuire. În Filocalie ni se spune, la un moment dat, că binele este bine numai dacă este săvârșit în mod deplin și până la capăt. Binele săvârșit până la jumătate nu este bine deplin în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă nu este împlinit întru totul, iarăși nu este bine în adevăratul sens al cuvântului. Hristos a săvârșit întru totul, în mod deplin, ceea ce i s-a încredințat de către Tatăl, pe de o parte, și a săvârșit ceea ce s-a încredințat în ascultare deplină față de Tatăl și în smerenie deplină în fața Tatălui Ceresc, ascultător făcându-se de Tatăl până la moarte și încă moarte pe cruce. După modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și-a dus viața Maica Domnului. Ea este mai cinstită decât toți sfinții din ceruri, decât toți pământenii care au existat și vor exista pe pământul acesta, tocmai pentru faptul că și-a asumat în chip deplin ascultarea de Dumnezeu, când a rostit fie mie după cuvântul tău, și că a căutat să se apropie de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin modul ei de viețuire, exersând în chip deplin virtutea smereniei. De aceea spune încântarea pe care o rostește ea la un moment dat, a căutat Dumnezeu spre smerenia roabei sale. Din cuvintele săvârșitu-sa rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cruce, noi înțelegem, pe de o parte, faptul că ne săvârșim la un moment dat din viața aceasta, dar că nu este lipsit de importanță cum ne săvârșim din viața aceasta. Trebuie să ne săvârșim din viața aceasta împlinind întru totul misiunea pe care ne-o încredințează Dumnezeu pe pământ, cum Hristos a făcut în istorie lucrul acesta, a împlinit până la capăt. Și învățăm în același timp că trebuie să săvârșim lucrul încredințat de Dumnezeu nou aici pe pământ, să-L săvârșim în ascultare deplină de Dumnezeu și să-L săvârșim în același timp în chip smerit, prin ascultare deplină și prin smerenie adâncă omul se mântuiește. Aș mai adăuga și faptul că Evanghelia aceasta a noua, în care Hristos rostește cuvintele săvârșitu-sa, este încadrată în slujba Sfintelor Pătimiri, după cântarea noua, mai precis după cântarea Luminândei. Luminânda este o cântare luminoasă, optimistă. Ea face parte din structura primară a slujbei de duminică, deci este legată de înviere. Luminânda din Joia Sfintelor Pătimiri spune că într-o zi Dumnezeu l-a învrednicit pe tâlharul de raiul, de împărăția lui Dumnezeu. Și adaugă cântarea și spune, și pe mine luminează-mă cu lemnul crucii și mă mântuiește. Deci, deși cuvintele săvârșitu-sa arată încheierea vieții pământești, sfârșitul vieții pământești a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sfârșitul acesta este unul totuși luminos și El face trimitere la lumina crucii, prin care și în care, noi crezând, noi ne mântuim, dobândind lumina cea veșnică a împărăției lui Dumnezeu.